aveți un cățel. Da, am pe Bella. Bella fiind? Bella este un labrador frumos, o frumusețe de câine, foarte deșteaptă, foarte deșteaptă. Labradorii în special sunt o rasă de căței nu foarte ușor de gestionat din punct de vedere al sănătății. Pentru noi, ca medici veterinari, e o provocare această rasă. De ce labrador? Prietenul nostru, Horia Brânciu, asta ne-a făcut cadou. De fapt, nu mie, Glorie, este câinele Gloriei, fica mea cea mică. Horia i l-a adus cadou când a făcut 10 ani, deci acum 5 ani. Și pe mine m-a întrebat doar atât, fată sau băiat? Eu n-am știut la ce se referă, am zis fată. Și așa a ajuns Bella în familia noastră. Are acum câți ani? 5 ani are 5 acum. Ani. A fost cumva așa... O pată de culoare, și este, de energie este în continuare, pozitivă în casă. Este o dulce, e o deșteaptă, deci înțelege absolut tot. Are tabieturile ei. Firesc. Da, are o masă pe care a ros-o la colțuri și am lăsat-o așa și o canapea pe care a rupt-o, dar e canapeaua pe care ea doarme, deci nu poți. Păpușile ei. Are păpuși foarte mult, adică păpuși de pluș, foarte multe păpuși de pluș pe care le schimbă tot timpul și se joacă pe rând. Eu nu am mai văzut așa ceva la alt câine. Nu știe decât să se așeze în pungi, să dea laba ca să cerșească de mâncare. Deci nu, n-am dresat-o, eu nu știe să facă mare lucru, dar este suficient pentru ea. E așa ca o lady, așa se plimbă printre păpușile ei. Și dacă lași ceva pe masa aceea, pot să consider că, adică ceva de mâncare vorbesc. Culmea, dacă lași ceva pe scaunul de lângă masă sau pe canapea sau în altă parte a camerei, nu se atinge. Dar dacă pui ceva pe masă, consideră din oficiu că acel lucru îi aparține. Trebuie mâncat. Probabil că știe da. Și că e foarte gustos. De altfel, labradorii au această tendință de a se hrăni mai mult decât le-ar permite pielea, da, e un pic mai plinuță, dar am observat că în momentul în care eu am început să pierd kilogramele și ea a început să mai piardă. Și recunoaștem că nu o scoatem prea mult afară așa cum ar fi normal, pentru că îi place să alerge. Dar asta este. Este și motivul pentru care am întrebat de ce labrador. Totuși nu e o rasă comodă, mai ales când nu ai timp. Și da, noi încercăm da, încercăm să compensăm cu foarte multă afecțiune această lipsă de antrenament a ei. Și observ că atunci, mai rar când o ducem în parc, nu prea știe ea cum să se comporte. Îi plac foarte mult toți câinii mici. Deci toți câinii mici se duce și este foarte, e ciudat așa ca și, se vede clar că e un spirit. Chiar și între câini există spirite și spirite. Ea e un spirit special.